doamnă secretar, începe ședința pe comisii. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, modernizare școala Cristian Țara, corpurile C1, C2, C3, în scopul creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei. Revin. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Bănești la data de 30.09.2021. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, modernizare școala Tristan Țara, corpurile C1, C2, C3, în scopul creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei municipiului Moineș și a indicatorilor tehnico-economice. Având în vedere că, dacă îmi permiteți, având în vedere că s-a deschis această fază de finanțare de fonduri de mediu, am considerat că și această școală necesită o modernizare așa cum am realizat la celelalte școli și am realizat aceste efecte, data de 3 noiembrie, doamna Arteniu. Da? Deci până pe 15 de termenul. Da? Cred că avem depunerea la Ministerul Dezvoltării. Vedeți, cu o valoare de 7.400.000, sunt și lucrări de eligibile și nu puține acolo, pentru că știți ce am făcut la școala 2, știți ce am făcut la Covăcescu, ar rămâne școala modernizare la interior, la parchet, uși, băi, așa, dar am cumplit tot, inclusiv și curtea în acest CP. O să fie nevoie de cheltuieli de neeligibile și, nu puține vă spuneam, de următoare de vreo 2 milioane de lei, dacă nu se vor mai modifica prețurile, dar vom vedea la timpul respectiv, pentru că dacă nu depunem acum, școala va rămâne în timp de aici, în fără așa. Așadar, finanțarea o vom asigura la timpul potrivit. Din surse proprii, buget local, credite, fonduri. Mulțumesc, domnule primar. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Pentru. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții reabilitare poduri în municipiul Moinești. Dacă îmi permiteți înainte, de la dânsul, pentru că a apărut această axă de finanțare pe programul Angel Saligny, am realizat SF-ul la 5 poduri, poduri de pe strada Marchei Boria, 13 septembrie, 1 mai și Bradului. Poduri care nu pot suporta o greutate mare, vorbesc aici de mașini de asfalt, balastru și ce are nevoie. Și în cazul acesta am considerat ca și prioritate acest lucru, pentru că dacă aș fi depus proiecte pentru asfaltarea acestor străzi, oricum nu ar fi putut avea acces mașini de tonaj. Facem podurile în programul următor, sperăm că se va deschide o nouă axă, se depune și pe asfaltare. Mulțumim mult, Comisia de Urbanism, dacă nu mai aveți întrebări. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Mulțumesc, domnul Alcatrine. Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc.
Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotriva? Abține? Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 72 din 19.05.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică imobile, Colegiul Tehnic Gore Covălcescu și a indicatorilor tehnico-economice. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Deci, o abținere. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 78 din 24.04.2018 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică imobile Colegiul Tehnic Grigore Covălcescu. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. O abținere. 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 149 din 03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică clădirii strada Vasile Alexandrei numărul 52, sediul Direcției de Asistență Socială din Municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economice. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri? 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 79 din 24.04.2018 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică clădire strada Vasile Alexandri numărul 52, sediul Direcției de Asistență Socială din Municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu se supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada de toamnă-iarnă 2021-2022 în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebă discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot.
Cine este pentru? Aprob. Împotrivă? Abținere? Comisia juridică. Discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor, tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abținere? Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Municipiul Moinești pentru ședința adunării generale a acționarilor din SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 03.11.2021. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări. Dar nu sunt supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Comisia Economică, dacă aveți întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abținere? Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 181 din 12.11.2020 privind aprobarea listei de investiții prioritare a valorilor investițiilor aferente luate în municipiul Moinești și a participării Consiliului Local Moinești la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, mă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Abțineri. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării unor bunuri imobile de teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abținere? 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ pe Universitar de Stat din Municipiul Moinești, județul Bacău, pentru anul școlar 2021-2022. Liderii de grup, vă rog să vă analizați persoanele. Din partea grupului PNL, fac următoarele propuneri. La liceu o scriu are domnul Ion Cornel și Alexandrei Raluca. La liceu tehnic Ovălcescu, domnul Tucar Ionel. Școala Ștefan Uitian, domnul Nemirceac. Școala George Enescu, domnul doctor Rău și subțenatul Dreapta Neclai. Școala Alexandru Sever, domnul Botezatul Sorin.
Școala Tristan Sara, domnul Agatini Sorin. De la grupul PSD, s-a venit grupul Vigori cu Gorgea Sfântă la Cristi și la Secretar Sara, nu știu cu ea. Pusele pare propune? Grupul BNP, la școala Ștefan Luchia, în persoană. M-au făcut. Nominalizările au fost făcute. Comisia de urmărit, vă rog să aprobați nominalizările și proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul pentru. Abținere, cum sunt? A Comisiei Economice, dacă aveți alte propuneri. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia de ridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Mulțumesc. Ședința de comisie la sfârșit, o pauză și urmează ședința de plen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Deschidem ședința ordinară a Consiliului Local București și în conformitate cu articolul 133 al Ordonanței de Ordonanță de Urgență a Guvernului, vă anunț că domnii consilieri au fost convocați prin dispoziția numărului 743 din 20 azi 2021. De asemenea, vă comunic că această ședință este legal constituită. Sunt prezenți toți consilierii membri ai Consiliului Local, dintre care 17 prezență fizică și 2 prezență online, respectiv domnul Dârlea Versan și domnul Natalie Sor. Conform prevederilor articolului 138, aliniatul 15 din OG 57 de 2019, procesele verbale ale ședinței ordinare din 29 septembrie 2021, respectiv 18 a 10 a 2021, au fost puse la dispoziția comisiilor de specialitate pentru a fi analizate în cadrul ședințelor de comisii și rezolvate cu eventuale obiecții. Astfel, consultorul nu a găsit obiecțiuni cu privire la conținutul celor două procese verbale. Vă mulțumesc, doamna secretară. Aș ruga, dacă se poate, la procesul verbal din 29 septembrie 2021, să-l mai revizuim o dată, în sensul că au fost 18 domni consilieri la ședință, iar în procesul verbal peste tot se face vorbire de 19. 29 noua. Da, voturi. Au fost doar 18, iar aici se menționează că sunt 19. Da. Voi verifica, eu nu am fost la cea. Da. Voi verifica. Și un alt aspect, mai trebuie un pic recitit și reașezat. Da, în sensul acesta, din punct de vedere, cam nu are rost. Citim, mai vedem un pic filmarea și facem modificări de pericol. Am ajuns în sfârșit amendamentele dumneavoastră, dar vreau să-l votați. Se va modifica cifra 19 cu 18, dacă n-a fost așa. Dar vorba doar de calitare sau aspecte de atenție, nu-i problemă. De acord, că mai luăm o dată la mână și... Dacă dumneavoastră spuneți așa, nu știu ce de zi. Da, da, așa este, este corect. Da? Nu am putut să mă pronunț, că nu am fost data trecută, dar data precizat și doamna Chiria, atunci nu este corect. Altă spus, cu privire la acest proces verbal, cred că ar fi cazul să spun la vot. Facem modificarea și cu căpetarea. Nu, no, să revin la poate cum să o reformăm mai să spunem că sunt 19 dintre care... Nu, unul așa și unul online. Da. Să vedeți dacă mai sunt alte greșeli la confidare, să-l votăm. Deci, ca și condiții de fond, ca și mare, supun acord la vot procesul verbal, încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local, data de 29.9.2021,
împotrivă? Cine se abține? Toată. Da, deci s-a aprobat cu abținerea acestui lucru. Referitor la procesul de la ședinței din 18.10. Propun să-l amânați pentru ședința următoare. Întrucât sunt diferențe între ceea ce s-a discutat în ședință și procesul verbal. În ce sens? Nu sunt cuprinse în procesul verbal absolut toate discuțiile, așa cum ele au fost exprimate în ședință. Da, da, și mai propun să cine a detectat procesul verbal să mai urmărească o dată filmarea. Este o filmare scurtă, 30 de minute. A fost o ședință cu 3 proiecte pe ordinea de zi. Procesul verbal, conform legii, trebuie să cuprindă rezumatul dezbaterilor, nu numai la un proces a discutat. Dacă ideea principală se desprinde din acest proces verbal, considerăm că este corect într-un mic și legal. Dacă nu se desprind ideile, desigur. Desigur. Dar vă rog să am înțeles, am înțeles. O să port o discuție. Să nu avem așa. Da. Da. Spuse la contul domnului președinte de ședință când va prezenta ordinea de zi și a conduce o lucrările în ședințe. Da, mulțumesc. Pentru început, să punem la contul ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Ordine de zi. Și să punem la contul modalitatea de voi. Deci, pentru participanții de să votăm în comunitate și pentru ceilalți să acces motivat, să vom mai fi de acord. Da. Cine este pentru? În bătrână? Să ține? Da. Trecem la ordine. Proiect de hotărâre numărul 3. Aviz. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Jurii? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții? Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să apreciez faptul că execuția bugetară la 30 septembrie 2021 arată bine din punctul meu de vedere, în sensul că ne-am încadrat cu cheltuielile în sumele încasate, respectiv am realizat încasări de 44.084.430, am cheltuit 42.324.292. Aș ruga, dacă se poate pe viitor, sau știu eu, domne de specialitate, să accentueze un pic mai mult la impozitul privind taxa pe clădiri la persoane juridice, mai ales la persoane juridice, precum și impozitul pe taxa pe teren la persoane juridice, pentru că sunt niște sume de încasat, zic eu, cam mari, 3 milioane și ceva. Să vedem ce sunt concesiuni, închiriere, neplătite. Societăți comerciale din solvență. Dar nu pot să iei, nici să-i solvență. Sunt debite înregistrate, da? Da. Și acertate acum deși. Ne-am spus de tatăl, urmând la momentul în care se va lucra sumele pe care le dețin societăți. Ne-am spus la asta pe care. Am înțeles, da. Dacă e așa. Da, sunt toate sumele, tot ce spun. În caz mai politicătiv, impozit. Da, dacă e așa e bine. Dacă e așa e bine. La impozitul pe mijloace de transport avem iarăși o sumă... Același lucru este. La fel? Să trebuie da. Da. Din păcate, bugetul este afectat de, la capitolul amenzi, penalități și confiscări. Avem această sumă de 4.144.670, care este restantă din anii precedenți. Față de anul trecut, când aveam 6 milioane. Da, da. Văd că am mai scăzut, asta e un fapt pozitiv. M-ar interesa dacă poate să-mi spună cineva care este procentul de încasare la amenziile pe poliția locală, aplicate de poliția locală. Nu le-am diferențiat cu poliția locală. Amenziile noi avem diferențiate pe, pe acte normative. Și la legea 61, dar nu ne-am defalcat de care sunt la poliția locală, noi ne-ai fost
Am înțeles. Multe vin și din alte localități. Vă spun asta pentru faptul că, dacă observăm din experiența care o am eu, procentul de încasare pe linie de circulație era undeva de la Poliția Națională între 92% și 96%. Dar la alte acte normative, respectiv în speță, cele mai multe la legea 61 erau undeva la 10-12%. Noi știm cine nu achită aceste contravenții, ar trebui să avem mai mare grijă pentru că bugetul este afectat negativ, deoarece se iau, aceste sume se iau în considerare ca și creanțe și la repartizarea sumelor se ține cont de această sumă. Referitor la amenziile pentru poliția locală, părerea mea este că atâta timp cât poliția este a noastră, a ministerilor, trebuie să aplice mult mai mult prevenția, nu amenziile. Amenziile să fie chiar în ultimul moment când chiar nu se mai poate, dar prevenția eu zic că este pentru cetățean și așa suntem apăsați de entropene. Deci trebuie prevenit, prevenit și iar prevenit și chiar, dacă nu mai e cazul, noi aplicăm amende minore. De aceea zic, nu pregătire de valcare, cele de stat cu cele de poliție locală. Eu zic că băieții își fac datoria pe deplin, îi văd permanent aceri în teren, s-au schimbat lămpile, numai eu, circul, cred că foarte mult în circul ăsta și am văzut prezenți și atenți la orice pas al nostru. Trebuie să dați o completare aici, să vă spun că biroul executării civice din cadrul Direcției Economice și împreună cu cei de la juridic au deschis peste câteva sute de procese la instanță, s-au și judecat, s-a pronunțat instanța, a transformat munca din amendă în muncă în folosul comunității, dar este opțional pentru cel care trebuie să, dacă nu face munca, se transformă înapoi în amendă. Am realizat aceste procese pentru că se expira perioada de și intrau în insolvabilitate și mai mult decât atât și Curtea de Conturi întreabă de câte ori din control dacă am luat vreo măsură cu cei care au deplătit amenzi. Un lucru negativ este iarăși acela că unii dintre cei care au amenzi au deplătit și alte taxe la primărie, impozitul pe clădiri, au deplătit chiria la locuințe, iar atunci când merg la ghișeu, banii pe care vor să-i plătească se duc la cea mai veche datorie. Cea mai veche datorie este amenda. Atunci vede că e vorba de amendă, nu mai plătește nici impozitul. Și avem restanțe în acest motiv și pe acolo. Dar, v-am zis, am făcut dosare, le-a transformat, dacă actul normativ se va schimba ca o hotărâre judecătorească să devină executorii, adică să facă această muncă în folosul comunității, atunci ne-am ajutat foarte mult că am scăpat de această sumă mare în casă. Poate discuții? Dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține. Domnul Acatrie? Pentru. Da. Pentru. Proiectul de hotărâre numărul 4. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Economic. Aviz favorabil cu 7 voturi. Juridic. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări. Discuții. Dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Aviz favorabil cu 7 voturi. Pentru.
Deci, dacă se fac promovări, nu se fac. Deci, hotărârea numărul 6. Comisia de urbanism. Aviz favorabil numărul 7, vă rog. Simplămâni? Aviz favorabil numărul 7, vă rog. Juridic? Aviz favorabil de fapt, vă rog. Numărul 7. Discuții? Dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abține? Deci, voi votați cu mult deci, vă rog. În retragere de ordine de zi, acum am primit o informație de la colegii mei, s-a strecurat o eroare de vis, așadar voi veni cu el în ședința următoare. Punctul 7, da. Da. Proiect de hotărâre numărul 8. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Economic. Aviz favorabil cu 7 voturi. Juridic. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru 7. Discuții? Mulțumesc, doamne președinte. Câteva remarci. Aș dori pe viitor, este foarte clar, sunt vreo 3-4 proiecte de hotărâre în baza ordonanței Guvernului numărul 15/2021, care prevede că la data de 3-a 9-a, valoarea lucrărilor rămase de executat se indexează având în vedere creșterea prețurilor. Aș dori pe viitor, dacă se poate, la documentație să anexați și devizul analitic pentru a putea să vedem care este manovra, care este valoarea cheltuielilor indirecte și profitul. În același timp, aș ruga pe domnii de specialitate ai primăriei mai multă atenție la sumele alocate în deviz pentru diriginte de șantier și la organizarea de șantier. Eu să vă dau exemplu două devize de la toate aceste proiecte de hotărâre la care eu m-am abținut. De exemplu, la un deviz la Tristan Țar, da? Valoarea lucrărilor este de 7.333.318 și avem pentru diriginte de șantier o sumă de 142.800 de lei, cu tot cu TVA. La Grigore Covălcescu, valoarea lucrărilor este de 15.707.670 și avem diriginte de șantier 93.500. Deci, la o valoare a lucrărilor dublă, avem la diriginte de șantier aproape jumătate față de valoarea de dincolo. Cumva, sunt bani publici, cred că ar trebui să fim mai pretențioși cu această sumă pentru dirigintele de șantier și pentru organizarea de șantier. Trebuie să ținem puțin cont că la Covălcescu vorbim de o valoare din contractul este în derulare, valoarea este deja contractată, noi deja actualizăm contractul și o să mai actualizăm ținând cont, continuăm și documenta 15. În momentul în care delegeam că era contractul la o anumită dată, nu se mai actualizează la dirigente. Pentru ce este la școala de sanitară, este un obiectiv care urmează să obținem finanțare și atunci trebuie să prevezi o sumă astfel încât să poată să-ți vină cineva să-ți presteze serviciul la momentul vorbit. Dar proiectantul pune sumă. Deci, în momentul în care noi am dat, proiectantul valorează, creținând cont și de cerințele de pe piață, dar dacă acestul deci este sumă contractată, de acolo nu mai actualizăm. Aia rămâne ce este în contract, la momentul când s-a încheiat contractul. Da. Și când a fost încheiat revizul la momentul respectiv, când s-a aprobat, deci nu cum a durat. Noi tot am actualizat indicatorii la acest proiect. Aș mai avea o întrebare la proiectul de hotărâre numărul 8. Aici propune modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 149 din 3-a 10-a 2017. Valoarea în această hotărâre de Consiliul Local 149 a fost de 12.933.311. Acum propunerea pentru astăzi este de 12.270.595. Sesizarea este bună. Și da, vă răspunde domnul valoarea mai mică. De ce? Pentru că a mai intervenit un proiect aici și a trebuit scăzut din primul deviz și adăugat cel de-al doilea. Vă rog, domnul Armean.
Spuneți exact. N-am reținut întrebarea. Deci este vorba că astăzi aprobăm o sumă mai mică decât cea care a fost inițial la tasă. Inițial. Ori noi în ordonanța 15 indexăm ca să mărim suma. Dar în același timp am scăzut din suma inițială proiectul pe strategia de dezvoltare a zonelor urbane defavorizate care se implementează tot în aceeași clădire și nu se pot investi pe aceeași locație din două proiecte. Nu mai pot să dau nimic în plus de ce a spus domnul primar. Da, bine. Deci e vorba de la lucrări care intervine în aceeași clădire. Și atunci am renunțat la câteva lucrări din proiectul ăsta, care erau din lucrări neeligibile, adică din bugetul local din acel credit, și le facem din fonduri europene, care erau doi... La modificare banii fiind de la Uniunea Europeană, dacă nu modificam, banii veneau din bugetul ăsta. Da, bine, mulțumesc. Fac de întrebări, discuții? Dacă nu spuneți la vot, cine este pentru? Pentru. Abțineri? Pentru. Împotrivă? Ești de votat cu 110 voturi și cu abținere. Proiect de hotărâre numărul 9. Comisia de urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi. Economic? Aviz favorabil cu 7 voturi. Juridic? Nu favorabil cu 4 voturi, pentru 7. Discuții? Acum spunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pentru. Pentru. Deci, proiect de hotărâre votat cu 910 voturi, pentru 6. Proiect de hotărâre numărul 10. Comisia de urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz favorabil cu 7 voturi. Juridic? Aviz favorabil cu 5 voturi. Discuții? Dacă nu, punem la vot, cine este pentru? Pentru. Abține? Pentru. Deci, proiectul votat cu 910 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 110. Comisia de urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Economic? Aviz favorabil cu 7 voturi. Juridic? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții? Dacă nu, punem la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Pentru. Încă aprobat cu 90 voturi. Proiect de hotărâre numărul 12. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Economic? Aviz favorabil cu 7 voturi. Juridic? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții? Da. Dacă nu, punem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Pentru. Pentru. Votat cu 90 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 13. Comisia de urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi. Economic? Aviz favorabil cu 7 voturi. Juridic? Aviz favorabil cu 4 voturi. Pentru 7. Discuții? Dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Pentru. Abținere? Proiectul votat cu 80 voturi, abținere. Proiect de hotărâre numărul 14. Comisia de urbanism? Aviz favorabil cu 7 voturi. Economic? Aviz favorabil cu 7 voturi. Juridic? Aviz favorabil cu 4 voturi, pentru 7. Discuții? Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, aici vorbim despre o dispoziție a domnului primar numărul 984 din 21-11-2019, prin care s-a constituit o comisie în vederea identificării tuturor terenurilor pentru a le cadastra și a le introduce în patrimoniul UATM Moinești. Totul este bine, însă vreau să vă spun că la raportul de activitate de aprobare și la referatul de specialitate la acest proiect de hotărâre, se specifică așa, că s-a identificat acest teren în vederea concesionării. Cred că este o formulare greșită, în sensul că specialistul care a întocmit aceste documente nu are de unde să știe ce hotărâre va lua Consiliul Local, să încheieze, să vândă, să concesioneze și atunci în raportul de specialitate și raportul de aprobare, această formulare cred că este nefericită. În același timp,
Dacă ne uităm, noi deci avem o comisie care a întocmit toate documentele și a promovat acest proiect de hotărâre. În schimb, planurile de situație apare așa că documentația s-a întocmit la solicitarea unei persoane fizice. Uitați ce spune. Plan de situație pentru concesiune la solicitarea Ionascu Gheorghe. Din coace. Plan de situație pentru concesiune de teren plus construcție la solicitarea Tisescu Irina. Nu e corect. Deci acest teren trebuia introdus în patrimoniu și după aia hotărât în Consiliul Local ce face. Ori noi, dacă există o dispoziție a domnului primar, noi identificam terenul și îl introduceam în patrimoniul OAT, după care vedeam ce facem cu el. Dar acest lucru se face la inițiativa OAT, nu la inițiativa unei persoane fizice. Și pe documentație, plan de situație pentru concesiuni. Nu e bine. Nu e bine. Dacă îmi permiteți. Aici au fost câteva, două solicitări pentru aceste terenuri. Probabil de aceea s-a ajuns aici. Ținem cont de propunerea dumneavoastră la o votare de o să vedem cum este legal și așa o să venim. Da, a fost inițiate proiectele de hotărâre după o solicitare și probabil s-a luat acest plan de situație din anexa la cererea pe care a depus-o. Într-adevăr, trebuie, dar probabil și o editare a cheltuielilor din bugetul local pentru a întocmi o documentație, de aia s-a solicitat cel de care vrea concesionarea. O să apară, probabil, primăria Moinești în prima fază, după care solicitam. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă mai sunt și alte discuții, dar cum se prima vreau cum este pentru? Două. Este aici toată oamnă și ne vreau. Totul de comunale nu ți-au cuvânt de care are. Faceți. Da sau nu? Da sau nu? Comisia de validare.
Thank you.
sau din numărul total de 17 buletine de vot, sunt valabile 17-0 nule. S-au obținut următoarele voturi. Pentru Liceul Teoretic Spiru Haret, domnul Ion Corneliu, 17 pentru, 0 împotrivă. Al Zraia Luca, 16 pentru, 1 împotrivă. Colegiul Tehnic Grigore Covălcescu, domnul Burcaru, 16 pentru, 1 împotrivă. Domnul Budacă, 17 pentru, 0 împotrivă. Școala Gimnazială Ștefan Cuchian. Nimircea Rigon, 16 pentru, 1 împotrivă. Pascalin Inin, 17 pentru. Deci, tot așa. Școala Gimnazială George Enescu. Domnul doctor Sergiu, 17 pentru. Domnul Pleacu Neculai, 17 pentru. La școala gimnazială Tristan Țara, Acartin Sorin, 17 pentru. La domnul Busuioc, 16 pentru, 1 împotrivă. Și Alexandru Sever, domnul Bărezatul Sorin, 16 pentru, 1 împotrivă. Terminați membrii comisiei. Deci, conform vor prezecări, au fost validați toți consilierii de administrație. Cât timp am avut în aici, sunt de diverse. Da, mulțumesc la votul trecut pe da. Deci, punem proiectul numărul 10 la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Avem aici o solicitare. Atunci când au venit în audiență, ne-am pus să depună cereri la legislatura primăriei și ne voi aduce în discuție în Consiliul Local. Un teren al doamnei Foia Sabina, pe care se află o clădire în imediata vecinătate a pieței municipiului Moinești și celălalt un teren care se află în imediata vecinătate a unei pizzerii la blocul 3, 2B, pe strada Zorilor. Dacă aveți discuții, propuneri, vă rog să discutăm de această. Vă rog, mulțumesc, doamne primar. Aș vrea să fac câteva remarci. Articolul 364 al legii 1 și 2 din codul administrativ prevede că vânzarea bunurilor se face la inițiativa proprietarului terenului. Proprietarul bun, în speță la terenul. Și mai spune la aliatul 2 că după ce se ia hotărârea în Consiliul Local, dacă vorbim de un drept de preemțiune, atunci unitatea administrativă teritorială notifică proprietarul construcției cu privire la faptul dacă se exercită dreptul de preemțiune sau nu. Iar proprietarul construcției are un termen de 15 zile pentru a face răspuns dacă exercită și exercită acest drept. Aici, din punctul meu de vedere, cred că aceste cereri trebuie tratate ca petiții și făcut comunicare că în momentul în care, dacă se va lua o hotărâre să se vândă aceste terenuri, cei în cauză vor fi notificați dacă se cerce dreptul de preemțiune sau nu. Acestul este un prim aspect. Dacă, din punctul meu de vedere, cererea domnului Munteanu Ovidiu nu-și mai are obiectul, pentru că, dacă observați în cerere, dânsul solicită să cumpere terenul de sub extinderea, s-a făcut o extindere la parter, la apartamentul nou. Vă aduc la cunoștință că apartamentul nou se află la etajul 2. Am verificat că lucrul ăsta înainte de ședință și era, e 2 apartamente. Și dacă o să vedem contractul de vânzare-cumpărare, în momentul când a cumpărat el apartamentul, este apartamentul 2. Așa este. Da. În această situație, cred că... Bine, da. Vă mai spuneam mai devreme că aceste cereri trebuie tratate ca petiții, iar hotărârea pentru vânzări, concesionări, închirieri, o ia proprietarul, nu la solicitarea unei persoane.
persoane. Mulțumesc. El a venit pentru că folosește acest spațiu astăzi, da? Exact cum spuneți, a venit la audiențe, la primar, la audiențe programate sau într-o zi de lucru, pentru a lua discuția acest lucru, a depus o solicitare, așa cum spuneți dumneavoastră. Vreau să spun că între timp am verificat și contractele, dar și autorizației de deconstrucție. Și vă spun că aici este la al treilea proprietar această clădire, doamna Duca este aici și poate să mă completeze dacă... Și există autorizație de construcție de 25 de metri pătrați, dar cu proiect tot ce trebuie, se poate pune la dispoziție. Iar vânzarea, cumpărarea s-a făcut într-adevăr pe apartamentul 2. Deci, singura eroare din această cerere este numărul apartamentului. Eu eroare, eu cum. Da. În punctul următor, punctul de vedere al Serviciului Urbanism, al arhitectului șef, vis-a-vis de concesionarea acestui teren, va fi pus la dispoziția dumneavoastră și dacă se va considera că e necesară vânzarea și în interesul și autorității locale, cât și a unui cetățean al municipiului Măinești, care are o afacere economică și aduce un venit la bugetul local, vă vom propune și pune la vot. Da, mulțumesc. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, stimate domnule primar, stimați consilier local, stimați colegi, consider să transmit pe această cale, ținând cont de reala deschidere a instituției noastre și deschiderea către transparență, că și am hotărât ca în fața Consiliului Local să transmit un mic raport al activității de viceprimar, ținând cont că la începutul lunii noiembrie ne spuneam de mandat. Raportul de astăzi conține informații despre structurile subordonate viceprimarului conform organigramei aparatului de specialitate a primarului și a serviciilor publice subordonate și țin să amintesc că acest raport este o preluare de raportul primarului, însă face referire strict la departamentele coordonate prin dispoziția domnului primar care au fost conferite. Consider că este un gest firesc pentru a prezenta în fața Consiliului Local și în fața cetățenilor acest raport pentru a arăta eficiența și activitatea de viceprimar și a structurilor din cadrul viceprimarului, precum și cum se gestionează solicitările și petițiile cetățenilor. În prima fază vreau să spun că și în calitate de consilier local am participat activ la toate ședințele de comisii, din comisia de care fac parte și anume Comisia Economică, precum și la ședințele de plen și am avizat favorabil toate proiectele de hotărâre care au fost inițiate de domnul primar, care au avut și un impact pozitiv pentru comunitatea locală și pentru cetățenii municipiului Măinești. Iar raportul, vreau să încep cu activitatea de coordonare și control și cum se desfășoară o zi de lucru din cadrul aparatului de specialitate a domnului primar, activitățile de zi cu zi și pornesc și cu analiza părților, petițiilor și a cererilor persoanelor fizice și juridice care intră în cadrul primăriei prin registratură și anume prin repartizarea celor către departamentele de specialitate și a serviciilor primăriei, precum și analiza fiecare cereri în parte cu responsabilitate și cu seriozitate și nu numai, în cadrul activității viceprimarului include foarte multe lucruri de teren și multe din cererile și problemele cetățenilor sunt tratate cu seriozitate și în stradă la cererea cetățeanului și în anumite întâlniri publice cu cetățenii. De asemenea, vreau să transmit că majoritatea cererilor au fost, care au fost lansate și la audiență și în teren și prin telefon au fost rezolvate și am avut o preocupare permanentă împreună cu domnul primar
primar pentru promovarea imaginii localității noastre, lucru ceea ce vă îndemn și cu siguranță face și dumneavoastră, și pentru a promova numele municipiului Moinești prin toate căile posibile, atât în spațiu public, cât și în online, și prin implicarea atât a noastră, cât și a consilierilor locali în toate evenimentele și manifestările organizate de primării, cum ar fi 8 martie, 1 iunie, Vis de Stea, cum au fost zilele culturale ale municipiului Moinești, Teatrul Sub Lună, etc. În cadrul serviciilor subordonate, aș vrea să transmit și activitatea serviciului de domeniu public, de monitorizare a serviciilor publice, că am acționat pe toate liniile a serviciului, atât în compartimentul transport, compartimentul ecarisaj, compartimentul pădure, pășuni și inclusiv lucru cu beneficiarii legii 416. În linii mari s-au distribuit 2700 de pubele de 120 de litri pentru deșeuri reciclabile și o mare parte din activitate este verificarea operatorilor Soma și Rompres pentru buna desfășurare a salubrizării orașului și nu numai, și a acțiunilor de întreținere a spațiilor verzi, cum ați aprobat și astăzi planul de acțiune în perioada de toamnă-iarnă. O mare parte din activitatea domeniului public o reprezintă amenajarea și balastărilor străzilor încă neasfaltate, și anume o parte din străzile Pietro-Sultimă, Verde, Benzinării, o parte de Muncii, Martir, Horia, etc. Verificarea și colectarea, verificarea colectării selective la locuințele individuale, precum și amenajări și înlocuiri de conducte de apă, canalizări, extindere de rețea de canalizare strada Vasile Alexandrie în spate tribunal, sunt câteva din exemple. Nu vreau ca să mă întind foarte mult, așa că nu o să arăt toate exemplele care fac parte din acest raport. La nivelul beneficiarilor legii 416, sunt aproximativ 195 de beneficiari. Țin să menționez că din acești 195 avem un grad de prezență în activitățile de curățenie în spații verzi, platforme, străzi, plus curățenie la diferite instituții de 75%. La nivelul compartimentului de transport se urmărește activitatea care ține de flota primăriei municipiului Moinești, s-au efectuat reparații și lucrări de întreținere la autoturismele și utilajele din cadrul, din dotarea OAT Moinești, se urmăresc documentele necesare cum sunt casco, RGA, schimbul la timp a anvelopelor, plus autorizații de tonaj, autorizații de taxi, etc. La nivelul compartimentului de ecarisaj au fost în ultimul an capturați 175 de câini, dintre care 101 au fost dați spre adopție. Și vreau să menționez în cadrul compartimentului de ecarisaj că în urma controlelor de la Poliția Animalelor, nu numai că am ieșit bine, ci foarte bine, și suntem dați la nivelul județului Bacău ca un exemplu de bune practici în celelalte adăposturi. La nivelul de compartiment de pădure pășune, s-au gestionat și administrat fondul forestier și de pășunat din cadrul domeniului public și privat a OAT Moinești. A fost întreținută și toaletată și uneori, când a necesitat, vegetația arboricolă de talie mare prin tăieri de regenerare și dimensionarea coronamentului. O altă parte din activitatea viceprimarului reprezintă serviciul de administrare a domeniului public și privat, iar în cadrul acestui departament și în atribuțiile personale din cadrul departamentului de ADPP au intrat și s-au realizat diferite lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare sau extindere, inclusiv reparații a tuturor construcțiilor de orice fel. O mare parte din activitate
și la care țin foarte mult, la nivelul serviciului s-a intervenit pentru buna întreținere și noirea mobilierului urban, și anume s-au montat 150 de coșuri de gunoi, 70 de bănci. A fost întreținut și reparat uneori când a fost nevoie mobilierul aferent locurilor de joacă. S-a acordat sprijinul confecționarea stâlpilor de iluminat pentru eventuale extinderi, confecționarea semnelor de circulație, întreținerea anumitor semne de circulație, și anume, mă refer, se mai întâmplă să mai intre o mașină într-un semn, să fie îndreptat, consolidat. Și anume, s-au montat și s-a acordat sprijin pentru montarea tuturor ornamentelor pentru Crăciun, Paște, diferite evenimente, cum sunt Ziua Națională, montatul steagurilor. La nivel de reparații și întreținere au fost întreprinse pentru canalizare de ridicări la cotă, betonări sau înlocuiri, turnări de plăci betonate la aproximativ 35 de cămine de canalizare, reparațiile de împrejmuire, aproximativ 220 de metri liniari, s-au amenajat rigole betonate printre cele mai importante, amintim pe strada Măgurii, 75 de metri liniari, pe strada Pinilor, tocmai s-a finalizat, 120 de metri liniari. Am acționat și pe lucrări de reparații la poduri și potențe de pe domeniul public. La nivelul întreținerii domeniului public s-au măturat și cosit circa 15 hectare, și aici mă refer în mare parte la toate parcurile din municipiul Moinești și la locurile de joacă, spre exemplu parcul Băi, parcul Osoiu, care au întindere foarte mari. S-au efectuat diferite lucrări de mentenanță la diferite instituții, cum ar fi școli, grădinițe, creșe, pentru a veni în ajutorul lor, inclusiv la piață, la sediul primăriei, la sediul poliției locale și la anexele lor. Și ținând cont de contextul pandemiei, o atenție deosebită am avut pentru lucrările de dezinfecție și în toate parcurile, locurile de joacă, străzile, intrândurile dintre blocuri, parcări. Și totodată s-au făcut, pe timpul verii și pe timpul călduros, în spațiile verzi și în parcuri, lucrări de dezinfecție pentru țânțari, căpușe, diferiți dăunători. Avem exemplu cum au distrus la nivelul național. Omida plănoasă a muscusului este o problemă, la nivel național au fost distruse acele garduri vii. În cadrul serviciului de iluminat public, la nivelul iluminatului public, atenția deosebită este pentru satisfacerea cerinței și nevoii de utilitate publică, și anume după cum urmează, garantarea în permanență a funcționatului iluminatului public, rezolvarea petițiilor de la cetățeni și a cererilor de la cetățeni pentru diferite becuri, rețele defectuoase, garantarea și asigurarea siguranței circulației pietonale și a circulației rutiere și gradul de creștere a de securitate individuală în cadrul comunității locale, și aici mă refer între blocuri, să fie iluminate, să nu fie probleme cu diferite probleme cu cetățenii care nu au aceleași îndeleniciri de bună credință. S-au optimizat și consumul de energie electrică și se lucrează în continuare în acest sens, după cum ați văzut, și cu proiectele pe iluminat public, și este o continuă îmbunătățire a rețelei și a calității iluminatului public. O parte din lucrările mari s-au făcut linii electrice aeriene în parcul Orizont de pe dealul Osoiu, la școala Alexandru Sever și Alexandru Sever din Hangari, revizii la creșă Grigore Covălcescu, s-au făcut extinderi de rețele electrice pe anumite artere din locurile din domeniul public, s-au intervenit la aproape toate instituțiile unde a fost necesar pentru mentenanța rețelei electrice. În cadrul departamentului de specialitate mai există compartimentul de fond locativ. La ora actuală, la fondul locativ, avem 427 de unități locative, dintre care 153 sublocuințe cu chirie, 2 sunt date la DAS, 3 Spitalului Municipal Moinești.
106 locuințe sunt construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, 168 de locuințe sunt locuințe sociale. Majoritatea locuințelor din fondul locativ al municipiului Moinești sunt situate la parterul imobililor sau la etajul 4. În anul 2020 s-au făcut încasări pentru chirii, având o rată de încasare de aproximativ 99%. Rata de încasare a fost mai mică, pricinuită și de acest val pandemic prin care trecem cu toții și din cauza problemelor sociale care există pe fondul pandemiei. Au fost atribuite locuințe ANL, s-au făcut cu succes contractele de închiriere și actele adiționale aferente contractelor de închiriere. În final, vreau să vă transmit că prezentul raport reprezintă un bilanț activității desfășurate de la începutul mandatului și țin să precizez un lucru foarte important, că aceste rezultate pe care le considerăm bune spre foarte bune aparțin și sunt rodul întregii echipe. Și pe viitor vreau să păstrăm acest trend ascendent, astfel încât ele să nu fie doar statistic notabile, ci întreaga activitate să aibă un impact pozitiv asupra cetățenilor. Vreau să mulțumesc în principal domnului primar Valentin Vieru, care pe lângă colaborare, colucrare și o relație fructuoasă, îl consider și un veritabil mentor și un exemplu de bune practici în administrația locală. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru răbdare și pentru exemplu de dăruire pe care îl arătați în fiecare zi moineștenilor. Mulțumesc consilierilor locali care au înțeles că principalul obiectiv a menirii noastre aici este să promovăm valorile, să stimulăm competiția și cu toții să ne construim un viitor cât mai bun pentru municipiul Moinești. Mulțumesc colegilor care, fără de aceste lucruri, nu s-ar putea îndeplini. Vă mulțumesc! Da. Altcineva? Da. Dacă nu, se intră...